Deci, bă, trebuie să fiu conștient de o chestie. Iubita mea, cea mai iubită din lume. Vorbeam cu ea, că o iubesc, sau nu știu cum. Venea la mine că mă iubește. Deci, hai să o luăm așa. O luăm. Cum e ea, iubita mea? Nu mai pot. Nu pot pune, nu mai pot. Când vezi o iubită, țâțe, curale, căpățână frumoasă, păzine, mamă, fată, așa. Dar vezi ce pula mă faci cu ea? Păi ce fac eu cu iubita mea? Băi, tu nu știu ce pula mă faci cu iubita ta. Păi vrei să construiești ceva, da? Ca să faci ceva, o casă, o familie, o de-aia. Că de-aia te întâlnești copiii, nu? Eu m-am întâlnit cu iubita mea. Nu contează unde m-am întâlnit. Să zicem că m-am întâlnit astăzi unde ne-am, da? Dacă ar fi acolo, aici e mai complicat. O iubită acolo, zici că vorbește cu Dumnezeu. Dacă vorbește cu Dumnezeu, mai complicat, că îi place de Dumnezeu, nu îi place de tine. Și atunci s-ar explica multe chestii. Păi zice, păi, orice zice, tu ce pula mea, mai contezi? Păi, aoleu, ce să fac? Iubita mea face poezie originală. Fac și eu. Îi propun lui iubita mea, fata, hai să facem o revistă, că eu pot. Asta, mamă, cred în tine, ca în fapt și uzine care cura. Și dau telefon la iubita mea. Dezdeseam cât de prost sunt. Am găsit-o, stătea la ștrani. La cupița la soare ca să-și o bronzeze. Că e prea blondă la pizza. Băi, nu fac figuri. Și atent că e cu minte. Știu. Foarte bine. Și dacă e cu minte sau nu e cu minte, nu mă interesează. Mie îmi plăcea să nu fie cu minte, dar să facem revista. Că n-ai ce face cu mințenia. În cazul de față. Ce pula mea să fac? Păi am și așa ca prost. Hai, facem revista. Iubita mea se vedea original. Eu am zis că evadez și nu știu ce la mă fac. Iubita mea, hai că vin cu tine, că nu știu ce la mă fac. Nu faci nimic, de fapt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de pula la rândul meu de căcat. Și eu am acceptat chestia asta. Nu, nu-mi place. E iubita mea originală. Adică cum? Îi place de Gelu Vlașin. Dacă știți cine e ăla. E unul care promovează cultura și autorii tineri. Eu nu sunt tânăr. Dar nici Gelu Vlașin nu e tânăr. Dar îi place să-i dea limbi lui iubita mea. Ar fi iubita mea, nu. E al lui cultura română, promovată
până pizdă și până pula și până Dracula, care le dă la alții pula sau suge pula. România. Deci ce? Ce am făcut? Păi, da, sugem pula. Linge pizdă. Păi, de ce? Păi, de aia. Că așa e.